Crăciunul veverițelor. Nimeni pe lume nu împodobește mai bine bradul de Crăciun decât veverițele. Și cum să nu fie ele cele mai pricepute când sunt așa de îndemânatice și nu le întrece nimeni la cățărat și țopăit prin copaci. Însă nici pentru ele împodobitul bradului nu e tocmai floare la ureche. După ce și-au petrecut tot anul dormind liniștite într-o cutie, ornamentele de Crăciun se trezesc și au chef de hârjoneală și nu vor deloc să asculte de veverițe care se chinuie să le agațe de crengile bradului. Cele mai obraznice sunt globurile de sticlă colorată. Au impresia că pot să se zbenguie pe unde le taie capul, să țopăie din creangă în creangă, să se legene pe ghirlandele atârnate de pom și să se pitească de veverițe pe unde sunt acele bradului mai dese. Nu-i vorbă că veverițele le prind imediat pe năzdrăvane. Le feresc mai ales să nu cadă din pom. Vezi bine, globurile habar nu au ce delicate sunt și nici prin gând nu le trece că dacă ar cădea pe podelele tari de lemn, țăndări s-ar face. Opriți-vă! Sau vă punem la loc în cutie și nu mai ieșiți de acolo până la următoarea sărbătoare, strigară veverițele supărate. Adică până la Paști? Se speriară globurile de-a binelea. Pentru Paști trebuie ouă și de asta se ocupă iepurașul. Păi și noi? Voi nu mai ieșiți din cutie până la Crăciunul următor. Cum globurile nu vor să-și petreacă sărbătorile închise în cutii întunecoase, se cumințesc pe dată și se lasă atârnate pe crânci fără multă vorbă. În schimb, încep să se obrăznicească ornamentele de lemn. Ele știu foarte bine că nu se pot sparge, așa că își închipuie că pot face orice trăznaie le trece prin cap. Chiar și îngerașii din lemn, în loc să fie un exemplu pentru ceilalți, încep să se zbenguie. Cum au aripi, le-a intrat în cap să se joace de-a păsările și zboară ca bezmetici în jurul pomului. Asta nu le împiedică pe veverițe să îi prindă pe toți cât ai zice pește și să-i pună la locul lor pe crengi. În sfârșit, bradul e gata și toată lumea poate vedea cât e de frumos. Sigur, ornamentele încă se mai bălângănesc încetişor pe crengi. Se mai sucesc, se mai învârtesc, dar nu durează mult și după atâta vânzoleală le ia somnul. Doar mâine e Crăciunul!